Tudorel Toader vine cu explicații. Cum motivează ministrul Justiției absența de la audierea Laurei Codruca Kövesi? În timp ce la CSM are loc audierea momentului, ministrul Justiției, Tudorel Toader, absentează de la eveniment, sublinierea ia parte la bilanțul an. Ministrul le-a spus jurnal sublinierătilor ce sublinierea ar fi dorit să participe la audierea Laurei Codruca Kövesi, însă ar fi fost incorect să nu vină la bilanțul unei instituții din subordinea sa. În calitate de ministru coordonez direct activitatea ANP, sublinierea ar fi incorect să-i coordonez sublinierea să nu vină la bilanț. Nu poți să fii în două locuri în acela sublinierei timp. Dacă sublinierea din ca era în alt zi sau la altor, sigur mergeam, le-a spus ministrul Justiției jurnal sublinierătilor. Secția pentru procurorii CSM discut la acest moment raportul întocmit de Inspecția Judiciară cu privire la sevâr sublinierea de cetră procurorul sublinierea Faldna, Laura Codruca Kövesi, sublinierea procurorul sublinierea adjunct, Marius Iacob, a unor abateri disciplinare. Este o procedură care nu este public. Ne-am prezentat. Vom prezenta cereri pentru administrare de probe, cereri de apărare sublinierei, o să vedem rezultatul. O să ne prezentăm probele în apărare, o să ne facem apărările, o să vedem decizia, a declarat Laura Codruca Kövesi la intrarea în sediul CSM, conform Ager Press.